Dumnezeul meu, în mâinile milostiverii tale cele mari, încredințez sufletul și trupul meu, simțirile și graiurile mele, sfaturile și gândurile mele, lucrurile și toate cele trebuincioase ale trupului și al sufletului meu. Iar Tu, deci binecuvintează-mă, Doamne, miluiește-mă și mă izbăvește de tot răul, că petrecând viața fără de păcat, în toate zilele vieții mele să ajung la viața cea veșnică, cu sfinții Tăi, în împărăția Ta și cu dânsii să Te slăvesc, în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută-mă!